Cunoscut de multă lume ca deputatul fugar, Ilan Șur poate fi supranumit și deputatul invizibil. Deși este parlamentar de 3 ani, a fost la muncă fizic doar o singură zi, la ședința inaugurală din martie 2019. Lipsa de la locul de muncă s-a răsfrâns și asupra veniturilor. În timp ce colegii săi primesc aproape 400.000 de lei într-un an, Șur la acest capitol nu a indicat vreun venit. În declarația sa de avere depusă la sfârșit de primăvară, deputatul indică de fapt zero venituri. În schimb, soția sa, cunoscuta interpretă din Rusia, Jasmin, a raportat peste 1.600.000 de ruble, adică în jur de 26.000 de euro. Cântăreața a primit și o donație de 5 milioane de ruble de la fiul ei mai mare. Pe de altă parte, Șor continuă să-i fie dator mamei sale Vitrige cu 100 de milioane de lei. Anul trecut, Ilan Șor nu a declarat niciun venit. Deși figurează ca angajat în Parlament, totuși Șor parcă ar fi un deputat fantomă, având în vedere că nu a călcat pe acolo și respectiv niciun leu nu i-a fost virat în cont. În declarația de avere, prezentată pe 14 aprilie la fisc, Șor a indicat doar agoniseala soției, astfel Jasmin Șor ar fi câștigat peste 1.603.000 de ruble, adică cam 534.000 de lei din activitatea de întreprinzător. Tot ea ar fi primit anul trecut o donație de 5 milioane de ruble de la fiul său Mihail Semenduiev. În plus, familia Șor și-ar fi trecut în proprietate, drept moștenire, de la începutul acestui an, două terenuri intravilane care ar valora în total peste 35 de milioane de ruble. Deputatul fugar indică pe numele lui un teren intravilan de 6,7 ari pe care îl deține din 2014, ce valorează peste 640.000 de lei. De asemenea, Ilan Șor este proprietarul a 3 apartamente, a unui garaj și a unei case la sol. Ultimele două bunuri au fost procurate în 2014, după care Șor nu a mai achiziționat imobile, potrivit declarației sale de avere. În timp ce casa este evaluată la peste 4 milioane de lei, garajul costă puțin peste 180.000 de lei. Cel mai spațios apartament din cele deținute de Șor are aproape 240 de metri pătrați și costă peste 800.000 de lei, procurat în 2013. Pe numele soției sale figurează o altă casă de locuit care ar costa peste 19 milioane 270 de mii de ruble, fiind achiziționată în 2020. De la începutul acestui an, Jasmin ar fi primit drept moștenire alte două imobile. La capitolul automobile, Șor scrie că și le-a păstrat pe cele patru pe care le avea anterior. Astfel, el indică un Bentley Continental, cumpărat în 2014 cu peste 2,5 milioane de lei. Mai are în garaj un gaz, fabricat în fosta Uniune Sovietică, estimat la 5.000 de lei, dar și o Toyota, pentru care ar fi dat 400 de lei. Șor a achiziționat în 2018 un automobil de lux pe care îl deține la Moscova. Este vorba despre un Bentley exclusivist, estimat la 25 de milioane 750 de mii de ruble sau aproximativ 6 milioane de lei, la volanul căruia a fost surprinsă soția sa, interpreta Jasmin. Politicianul declară un ceas marca Rolex de 10.000 de euro, primit în dar de Revelion în 2018. În documentul prezentat fiscului, familia Șor spune că are 24 de conturi bancare, dintre care 7 sunt deschise în Federația Rusă, iar celelalte în Republica Moldova. Pe 8 dintre ele sunt 0 lei, iar în cele din țară Șor deține în jur de 427.000 de lei, în timp ce în băncile rusești, cumulativ, familia Șor ar deține peste 2.204.000 de ruble. Și în această declarație de avere se regăsesc împrumuturile mari de bani de la mama sa vitregă, Ilona Șor. În total, acesta a împrumutat de la ea în perioada 2015-2019 6 sume de bani, în valoare totală de 100 de milioane de lei, fără dobândă. Dintre acestea, 30 de milioane de lei moldovenești i-a primit în 2019, anul în care a părăsit Republica Moldova. La începutul acestei săptămâni, șeful de la CNA, Iulian Rusu, a anunțat că Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a sechestrat proprietăți în valoare de aproximativ 1 miliard și jumătate de lei, care ar aparține lui Ilan Șor. Condamnat în primă instanță la 7,6 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare, Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, după ce democrații au predat puterea. Potrivit datelor Procuraturii Generale, el a fugit în Israel. În prezent, Ilan Șor este anunțat în căutare internațională.